Doamne și domnule, bine v-am găsit! Bine v-am găsit la Poveștile României și emisiunea asta o fac mai ales acum așa cu... o fac în ciudă. În ciuda alora care au impresia că dacă l-arestez pe cutare sau dacă l-arestez pe cutare, musai să hâie țara sau să face mai faină. Nu se face nici mai faină, nici se duce mai bine. Și zic că baiul cel mare cu arestările astea nu-i că plătesc, că au greșit să plătească. Baiul cel mare e că uităm foarte repede și de ce se întâmplă în afara țării și de ce se întâmplă înăuntru țării. Adică avem impresia că toată România este sub semnul cătușelor. Ori nu e așa. În exterior, dacă vezi, te uiți pe hartă, încă astăzi hărțile mai sunt stabile, chiar cu Crimea care e dată. Mâine s-ar putea să nu mai fie stabilă, să mai vezi o jumătate de Ucraina care e dată. Așa ca poveste. Dacă te uiți în interiorul țării, bă, nu mai vorbește nimeni de faptul că în ianuarie n-ai luat un leu, tu România, tu guvernul român, un leu din fondurile europene, un euro. O jumătate de euro, 50 de cenți. Fondurile europene nu ne interesează, noi trebuie să belim ochii la televizor cu ei arestați. Dacă merg pe la țară, o să vezi că țăranii se uită ba la nord, ba la sud, ba la est, ba la vest, își facă o cruce așa cu ochii, că nu mai înțeleg din nimic din țara asta. De ce? Pentru că, bă, un cuvânt am mai auzit de luni bune, să zicem, de la Ministrul Agriculturii. Să-l văd și eu pe Ministrul Agriculturii că vine, dragi țărani, având în vedere că e albă, că e neagră, că e roșie, că e verde, uite, a trebuit să facem asta, 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 asta. Nimic. Toată România are impresia că dacă dă Dumnezeu soare, se face cucuruzul, dacă dă și ploaie când trebuie, se face și grâu. În rest, nu mai trebuie să pună mâna pe nimic, tovarășul politician, și de fapt s-ar putea să aibă dreptate România asta, că de câte ori au pus politicienii mâna pe ceva, mai mult o stricat. Și despre agricultură mi-am propus să povestesc astăzi, eu la care n-am fost niciodată la căpălit, dar așa, numai ca să fac în ciudă. Ca să fac în ciudă elora care au impresia că nu mai sunt subiecte decât cătușele lui Udrea sau alu nu știu care. Și povestesc cu domnul Iuliu Suotean, inginer, doctor, Direcția Agricolă Cluj, și povestim de niște chestii care sunt importante. Ați văzut, bine, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Ați văzut că polonezii au ieșit pe străzi. Fermierii polonezi au blocat efectiv intrările în Varșovia, cu tot cu autostradă, cu absolut tot, și o băieți, din 2016 ar trebui să vindeți pământurile la liber. Nu ca românii care le-au dat liber din 2014. Noi nu suntem de acord cu asta. Odată că e pământul național, e un bun național. Și al doilea, pentru că nu avem aceleași condiții ca fermierii din Franța sau Germania sau din Olanda, de oriunde. Fermierul din Olanda are X bani, noi avem X împărțit la 3 bani. Noi nu avem, nu concurăm, nu e o piață liberă. Începând de la subvenții până la nivelul de trai și până la banii din bancă. La noi totul s-a făcut cu o bucurie de asta guvernamentală, bine că am scăpat și de pământ. Am dat petrolul, am dat gazul, ce bine ne pare că scăpăm și de pământul țării. Acum nu vreau să pară lumea că sunt adeptul protecționismului sau sunt un naționalist care zice nu, să nu vinde nimic. Bă, vinde, dar vinde în același, în momentul în care cel care cumpără din Franța e egal cu cel care poate cumpăra din România. Că asta e bai. Păi nu știi, ai ținut 25 de ani în sărăcie și după ai spus, poți să cumperi. Asta nu are bani. Pentru că ți-a plătit ție taxe și taxe și taxe statului român care n-ai făcut nimic pentru el. Pentru banii lui din bancă, pentru capitalul lui, practic. Și atunci ne trezim în situația în care noi zicem că e o piață liberă, dar nu și pentru românii, pentru fermierii români. Este o piață liberă pentru fermierii din Uniunea Europeană, aia occidentală. Pentru românaș, bă, mai așteaptă încă, nu știu, încă 3.000 de ani până îți mărește guvernul salariile. Ați început cu Polonia. Cred că diferența e mare între noi și Polonia. Să nu uităm că în Polonia nu au existat cooperative agricole de producție sau formele asociative de tip sovietic. Pentru că se pare că și atunci polonezii au avut sânge de luptători și nu au acceptat ca și noi rapid tot ce vine de la Moscova trebuie să punem în practică. Ei, mai nou tot ce vine de la Bruxelles noi luăm și punem în practică. Chiar dacă sunt recomandări ale Uniunii Europene, noi am venit rapid și am spus sunt reglementări a Uniunii Europene. Vrem să fim mai catolici decât Papa, chiar dacă suntem ortodoxi. Vrem să arătăm rapid, rapid, noi suntem cei mai cuminți. Da, polonezii au venit și au spus nu. Să știți că și fermierii români au spus nu, fermierii.
care de 25 de ani încearcă să devină fermieri, că au fost numai agricultori. Acum avem și noi o pătură, dați-mi voie să zic, o clasă de fermieri în România care știu ce înseamnă agricultura. Dar când ne uităm la ei, sunt în devenire fermieri adevărați și ei se luptă cu cei din vest care vin să cumpere pământ sau cu așa zisii întreprinzători din România care au luat zeci de mii sau sute de mii de hectare în perioada anilor 90 prin diferite subterfugii. Și nu vreau să dau nume, că aș da nume de firme și nume de persoane care au suprafețe foarte mari și care dictează la ora actuală inclusiv actele normative care sunt sau trebuie să vină spre fermier. Da, dar e normal. Nu e normal. Te uiți, eu am impresia că de câte ori se naște un cetățean român în România, misiunea lui civică este să se lupte cu actele normative ale statului român. Statul român ar trebui să te sprijine în tot ce înseamnă, că ești fermier, că ești lăcătuș mecanic, că ești doctor sau ești profesor. Bă, hai să... Ce fel de legi ar trebui ca tu să o duci bine? Cam asta ar trebui să fie întrebarea tovarășului stat român sau suma politicienilor români. Eu am o întrebare de câteva săptămâni, de când se vede pe toate posturile de televiziune problema creditelor în franci. Haideți să fim serioși, cel care a făcut credit în franci a gândit foarte bine creditul ăla. De ce îl face în franci și nu în lei și nu în euro la vremea respectivă? Dar a venit cineva pe mass media să spună: haideți, fraților, fermierului român care face investiție în agricultură, să-i acordăm credit cu dobândă 1-2%. Nu cred că ar pierde statul român dacă acest fermier oricum ia banii și investește. Investește în pâine, investește în tractoare care să fie mâine mai ieftină pâinea sau să se păstreze la același preț. Sau măcar să poată garanta creditul în produse agricole, cum e în Italia. Peste tot așa se face. Și în Germania. Deci în Germania astăzi, sau în Franța, creditul pentru agricultură, pentru agricultor, este subvenționat de stat. Și noi de ce nu putem face asta? Nu, pentru că noi trebuie să mergem pe chestiile de populism. Hai rapid să subvenționăm creditele lui Xulescu, care a vrut să facă o afacere și nu a ieșit. Cu francii vecini. Da, cu francii vecini. Am dat exemplu care pe mine mă pune să mă uit așa. Măi, noi nu avem probleme în România pentru viitor? Ne gândim exact numai la moment? Dar știi ce nu pricep? Te-ai dus în Ministerul Agriculturii sau Ministerul Finanțelor sau Ministerul Economiei, unde te-ai fi dus? Mă vezi la televizor, te uiți la canalele de știri și vezi dintr-o dată că, băi, criză peste tot și uite ce-au găsit italienii, toate creditele lor agricole, o mers tovarășul care face parmezan, roțile alea de parmezan, cașcavalul la foarte scump și au zis, bă, nu mai am ce garanta. Și-a venit banca și-a zis, nicio problemă, garantează cu roțile de parmezan. Și în seif, în subsolul băncilor, erau roți de parmezan, valută forte, s-a transformat instantaneu în valută forte. Păi, hai să ne gândim numai câte grâne, câți cartofi se lasă pe câmp, erau ăștia de la Petrești de jos, la 30 de kilometri de Cluj, care au zis, bă, noi n-avem ce să facem cu cartofii la 35 de bani kilogramul, da. I-am lăsat pe câmp, că mă costă mai mult căruța până acolo. Ok, în loc să fi venit tu stat, las la o parte porcăria făcută de Năstase cu sălile de sport, mai bine făceau un depozit agricol la 10 sate, și vine, poate să vină statul să spună, bă, băiatule, decât să-l arunci, să încreezi presiune pe importuri, hai că ți-l iau eu mâncă sufletul, și îți subvenționezi eu până la 50 de bani kilo. Oricum e un preț extrem de mic pentru cartofi. Dau un exemplu. Nimeni nu se uită că dincolo se găsesc soluțiile în funcție de conjuncturi. Nu există soluții pe care le-ai băgat în lege și după atunci un politic vii să plângi. Păi nu mă lasă legea. Dar legea nu a făcut-o nici ăla de pe Marte, nici ăla de pe Venus. Ai făcut-o tu cu neamurile tale, care sunt în Parlament. Ori chestiunea asta măcar de bună credință, de onestitate. Băieți, s-au modificat niște conjuncturi interne și externe. Este criză. Cum face să trecem prin criză? Polonia n-a avut nici măcar 1% scădere economică în criză. Nemții duduie economia la nemți. Au cel mai mare excedent bugetar de când s-a inventat Germania. 155 de miliarde
Pentru că e criză. De ce? Pentru că acolo lumea muncește normal. Și statul vine mereu și își pune legile în concordanță cu aspirațiile și cu realitățile omului de afaceri sau micului muncitor german. De asta am dat exemplu cu creditul pentru agricultură, pentru că s-a văzut în ultimii ani, dacă a ținut doamne cu noi, am făcut producție agricole, dacă am făcut producție agricole, am avut și noi putere să ridicăm vocea că avem și știm să vindem și afară și suntem o putere, numai puțin ar trebui ajutați. Și imediat s-ar mișca altfel. Și noi degeaba venim acum și tot spunem, vrem să facem, discutam înainte de emisiune cu școli profesionale. Eu acum mă voi duce exact pe partea rurală. Noi dacă nu reușim să arătăm copilului că se poate trăi mai bine decât la el în casă, arătându-i o fermă în satul lui sau în satul vecin, copilul ăla, primul lucru care va face când va termina 8 clase, va fi să fugă din sat. Nu să plece, să fugă. Și unde fuge? Că merge într-un oraș unde nu-și mai găsește locul și va fugi mai departe. Și fuge în Italia și începe să lucreze. Sau în Spania, sau nu știu pe unde. Și culmea tot în agricultură. Păi, în agricultură, de asta era normal. Că, nu? Merge în agricultură, pentru că acolo are urma de calificare de acasă. Nu-i rușine să lucreze în agricultură. Dar în satul vecin poate vedea o fermă a unui om care a început ca și părinții lui. Și atunci, poate că ar trebui să vedem și acea vacanță sau perioada școala altfel. Școala altfel. Comunele au mașini și plimbă elevii, adică duc elevii la școală sau au alte destinații. Cred că în perioada asta ar trebui nu numai să le arate orașul sau să vadă muzee, sunt normale, sunt necesare, dar poate că ar fi bine pe cei din școala generală să-i ducă în satul vecin și să vadă o fermă și poate că din 5, 10, unul se va duce spre agricultură, dar cu altă gândire și cu altă speranță. Adică să capete încredere. Și eu zic că sunt exemple și la noi și mă bucur că sunt oameni care fac. Dar să știți că nu se poate merge fără puterea exemplului. Degeaba venim și spunem, nu ați văzut și pe emisiuni de agricultură, puterea exemplului este esențială în a face ceva. Pentru că nu toți vor avea putința să meargă la școală, să ajungă la un institut de specialitate și pe urmă să găsească un loc de muncă în domeniu. Dar sunt, pe de-o parte, și educația, care e foarte spurcată la români. Deci atâta vreme când i-a băgat românului în cap că toată istoria lui a fost un iobag nenorocit, care n-a avut pământ și a trebuit să muncească săracul, bătut cu biciu și a fumat cu ardei iute, că așa am învățat noi la istorie, că am fost lauzele lauzelor, numai cine nu a vrut, nu ni s-a făcut ceva în căpățână. Ori n-a fost așa, că, dragă domnule și doamnă, hai să ne gândim, dacă în Ardeal au fost toți iobagi, mă, cum naiba cele mai mari revolte, cele mai mari răscoale au făcut Săcuiu, Doja Gheorghi și Budoi Nordiantal. Deci, de iobași ce eram noi românii, s-au răsculat ungurii. La fel, cum naiba erau așa de săraci ăia din Moldova, când au dat totuși vârfurile culturii românești? Că n-aveau iPad-uri, că n-aveau telefoane mobile? Nici ăia din Franța n-aveau. Că poate n-aveau 5 cai în curte? Nici ăia din Germania n-aveau. Noi pur și simplu am făcut din sărăcie o virtute. Și din faptul ăsta să fii victimă mereu, amintiți-vă, numai Marea Neagră ne este vecin bun. Duce-mă! Dar de unde până unde? Că și pe aia o lași cu alge, plină de alge. Și atunci, venind într-o educație de asta care te învață să te învață îndemânarea de a te simți victimă, la ce dracu să mai muncesc pământul? Când despre pământ, iată, am învățat la școală, cu murite Caterina Deodoroiu și încă vreo 3. Nu, tată, pământul ăsta ți-o dat, la un moment dat, te-a făcut o putere europeană. La gurile Dunării se schimba prețul la grâu și la cucuruz. Nu mai vorbim despre chestia aia, pentru că nu e așa, e războiul Crimei și nu ne simțim noi foarte bine cu chestia. Vedeți, și educația e făcută în așa fel încât să nu-ți placă practic să trăiești în țara asta dacă nu ești cu capul plecat. Asta e cel mai enervant. Și o să ajungem la paradoxul că aia de la oraș, care vor fi toți, într-o vreme sau alta, niște vinituri,
o să se uite cu invidie la ea de la țară, cât ori mai rămâne acolo, că cu capul sus. Chiar dacă ei merg la căpălii și arde soarele pe chelie sau beau apă de la izvor. Și nu din peturi suprastilizate. Acum, oricum, le aranjăm, sună foarte frumos, dar să nu uităm, cred că suntem singura nație europeană care avem capul plecat să abia nu-l taie. Drept. Nu cred că este o cinste și să mergem în continuare cu această zicală. Nu cred. Am avut oameni, așa cum am zis, din pătura de țărani, care au fost oamenii de cultură ai României, oamenii de știință ai României, pentru că marii noștri savanți și oameni de litere nu au fost copiii unor mari miniștri ai culturii. Exact. Și deci se poate. Cu eforturile familiilor au făcut școală și au făcut școală la Iași, la București, la Cluj, la Paris. Eminescu la Viena? Deci, se putea trăi. Nu au fost vârfurile societății, dar au fost copii ale unor părinți care au vrut ca ai lor copii să depășească un anumit mediu în care eram ținuți toți. Să stăm liniștiți că nu se întâmplă nimic. Ei, nu mai putem sta liniștiți. Noi astăzi mâncăm la programul Mărul în școală mere din Polonia. În contextul în care în județul Cluj avem peste 4.000 de hectare de livadă, din care numai 800 sunt în rod. Așteptăm și sperăm ca la sfârșitul acestei luni să intre nou PNDR cu măsură pe care eu o spun că este benefică pentru Transilvania și zona colinară, de revigorare a plantațiilor pomicole. Și cred că aici Ministerul Agriculturii a făcut un pas mare, văzând succesul cu via, cu reconversia plantațiilor de vie, să începem să facem o reconversie a plantațiilor pomicole. Într-adevăr, nu va fi peste un an, peste doi, undeva în 4-5 ani, se va vedea rodul pământului prin fruct. Dar asta presupune muncă. Dar asta presupune și o legislație, pentru că dacă porcul polonez nu are 8 picioare și 6 urechi. Are la fel ca al nostru. Nu? Uneori 2 picioare. Și totuși, carnea de porc vine din Polonia. Sau din Ungaria. Noi ne-am obișnuit să zicem, vai săraci unguri că au 27% TVA, dar uităm că ei la carne au 5%. La pâine la fel. La produsele de bază, toți și-au redus TVA-ul. De ce? Să fie competitivi și pe piața internă și pe piața externă. Noi, la noi, același TVA îl ai și dacă cumperi un diamant, atâta, și dacă îți cumperi un kil de cartofi sau un kil de carne. Ori, pe mine ce mă sperie e lipsa de viziune a lui care se află în fruntea țării și atunci se gândească. Mă, ce fac ca într-un interval de la 5 ani încolo, că e agricultură și nu îți rodește de pe azi pe mâine, să pot să mai atenuez un pic plăcerea asta, entuziasmul ăsta tâmpit de a cumpăra roșii din Chile, cartofi din Turcia, usturoi din China, te crucești. Da, dar vedeți, partea cu TVA-ul. Scepticii spuneau că prin reducerea TVA-ului la pâine, vai de mine, nu vom mai avea bani la buget, că... Sunt. Noi suntem mari consumatori de pâine și de acolo vin o grămadă de bani. Sunt. Nu cred că reducerea TVA-ului la produsele agricole, la toate, ar însemna ceva. Da, bun, nu măresc, nu reduc TVA-ul la tot ce înseamnă fructe exotice. Pentru că acolo se pare că este deja un consum echilibrat, atâta avem, atâta știm să mâncăm, mai mult nu. Dar să vin să fac pentru Mărul Românesc TVA-ul de 24% și să ies cu el la vânzare să fie alături de Mărul din Polonia, deja nu mai pot. Pentru că ăla vine din start cu 20% mai ieftin decât Mărul Românesc. Bașca subvenția. Am spus partea noastră. Da.
Și ei au sistemul de subvenție diferențiat pentru fermieri față de adică ajutor guvernamental față de ceilalți producători. Și de ce nu se poate face? Că la noi, bă, dacă se pot face cele mai scumpe autostrăzi din lume, înseamnă că se pot da și cele mai mari ajutoare țăranului român. Că așa mă gândesc. Noi suntem o țară foarte bogată. Tată, când faci o autostradă pe care nemții sau japonezii sau americani nu și-o permit ca și costuri, înseamnă că ai niște bani de numai învârți cu lopata în buget. Asta e o întrebare. Doi, sunt soluțiile simple de care îmi spuneați, apropo de porumbul lăsat la margine. Hai să o povestim. Că toată lumea acum dezăpeziri, săracea aia din sud, săracea aia de acolo, că bate vântul, vine zăpada, îi iarnă, ne-o lua pe surprindere de 2050 de ani. E o soluție simplă. Soluția de care vorbeam înainte cu parazăpezii naturali. Nu numai perdele de protecție care le-am tăiat, le-am distrus și am uitat de ele. Perdele de protecție care în Bulgaria, făcute tot de români, în perioada interbelică, mai există, la noi nu. Pentru că, am spus, nu este necesară perdeaua de protecție. Ei, o perdea simplă de protecție, în zona autostrăzilor, acolo unde se cultivă porumb sau floarea soarelui, 2-3 rânduri le lași paralel cu drumul și vor avea rol de parazăpezi. Nu numai în zona drumurilor. Peste tot se pot lăsa astfel de perdele, de resturi, de plante, floarea soarelui, talie înaltă, floarea soarelui, porumb, și noi ne plângem că nu avem apă vara, ce este foarte adevărat. Dar gruma de zăpadă care este în sud merge și vine vântul și ne-o duce. Și o duce pe autostradă sau o duce nu știu pe unde. Sau omoră casele. Să rămână pe câmp. Pentru că nu avem perdea de protecție, dar putem face aceste perdele din culturile care le-am avut. Și imediat cantitatea de zăpadă rămâne și intră în sol. Și vom avea apă. Până când vom reajunge să facem sistemele de irigat să funcționeze la parametri pe care ne dorim ca specialiști, și asta este o măsură foarte ieftină, foarte la îndemâna oricui. Și care funcționează în țările celelalte. Dar eu am citit de acest sistem de păstrare a apei în sol, de păstrarea zăpezii pe câmp, într-o carte despre agricultura canadiană editată în 65. Deci puțin cam de mult. Deci vă dați seama, era editată în 65, o fi fost scrisă prin 62. Deci și funcționează. Da, funcționează în preria canadiană. Poate că la noi, în câmpia Bărăganului, nu poate funcționa. Păi nu, că la noi se fură tulei, de aia nu se pot. De aia nu poate funcționa. Dar astea sunt niște chestiuni... Țin de logică. Dar țin de logică, oricum, dacă ai ajuns la un minister, dacă ai ajuns în politică, n-ai ajuns cu ate goale. N-ai ajuns cu datorii pentru televizor sau pentru castofonul de mașină. Deja poți să-ți permiți să gândești pentru alții. E ok. Într-adevăr, să pui un sărăntoc în fruntea țării, el va gândi tot timpul, pe termen scurt, ce să fac să mă mânie. Și dacă se poate, și niște de sub unghie. Dar când pui un tip care a ajuns el însuși la propria consistență materială, dacă nu a ajuns cum a ajuns ăștia de la DNA cu cătușele, bă, poți să speri că omul ăla va gândi, va avea noblețea asta de a gândi soluții pe care le aude de la unul sau de la altul, să zică, bă, stai puțin, că pentru asta nu trebuie fonduri europene. Ce-mi ziceați dumneavoastră cu copita boului. Sunt, iar să vă rog să ziceți povestea asta, sunt chestiuni care țin de o anumită logică de aia care îți merge peste ani, 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 ani și nu te obligă la efortul supraomenești ca să dai o lege. E numai bunul simț. Poți să-l iei de la țăran. Bine, era din experiența pe care am câștigat-o de-a lungul anilor pe câmpurile agriculturii românești, îmi spunea un bătrân din sat că doar și un inginer trebuie să pui cumva când sameni să ai o densitate fără probleme, să te duci să ai 7 bobe de grâu în copita de bou. Bineînțeles, lucram cu tractoare, lucram cu semănători, nu mai aveam boi. Și atunci, rapid, mi-am făcut un desen. Cât e copita de bou, cât e suprafața ei, ce înseamnă 7 bobe. Și am zis, ops, este exact densitatea pe care eu o învățasem în cartea de fitotehnie și la agrochimie și exact densitatea recomandată prin cărțile de specialitate.
Deci sunt lucruri care trebuie să le vezi, să le gândești. Noi trebuie să învățăm, de fapt, istoria trebuie să o cunoști și să o știi ca să înveți din greșeli. Nu ai voie să zici, nu mă interesează istoria. Asta este, cred că, ceva, o aberație. Corect. Dar nici să te duci să faci exact cum se făcea în istorie. Da, dar poți să iei de acolo ce a fost bun. Ideile, ca să nu te mai gândești, să nu mai obosești să reinventezi carul. Corect. Deci asta e tot. De fapt, noi am mai discutat de legislația interbelică. Noi încercăm acum să facem o legislație care mai are până va ajunge la o perfecțiune care o dorim toți. Să nu uităm partea de fond funciar. Noi ne chinuim acum să refacem ce-a făcut Maria Tereza. Cadastru. Și eu tot asta mă întreb. Cum a reușit Maria Tereza să facă cadastru în Imperiu, că nu l-a făcut numai în Transilvania și în Bucovina și în Banat, fără GPS, fără satelit, fără zbor aero, fără Teodorit. Și mai repede decât să facă ăștia cu sateliți. Ei, noi ne-am pornit la partea asta de rearanjare, reamenajarea cadastrului din 90. Păi nu știu cât ne mai trebuie. Da, dar știți că acum scriau pe Playvaz. La Playvaz nu s-a luat comision. Acum, dacă îi dai la un om în GPS, trebuie să-i dai și 10% comision, că dacă nu mai repede lege. Nu avem stilul ăla de a gândi ce trebuie făcut ca să meargă lucrul. Da, dar gândiți-vă că cel care venea și scria în registrul de CF, de carte funciară, ați văzut ce înseamnă un registru de carte funciară? Am văzut. De la 1700 a ținut frumos dactilografiat. Păi, eu am văzut cărțile funciare din anii 80. Deja trebuia să mă chinui să mă gândesc ce a scris învățatul nostru în 80 față de ce a scris învățatul nostru din 1700. În 1700, 1920, când mergeau în continuare și caligrafiau. Sunt un pic de pauză și după o să rog pe colegii din regie să-mi dea și conscripția orbareală în 1682, să vedem averea unui obag, ca să ne mai iasă odată. Eu tot sper să ne iasă din cap că am fost proștii Europei. Și că am fost ăia pe care veneau să mai făceau ciorile în trecerea lor glorioasă spre alte țări. Chiar n-am fost idioți. Chiar aveam averi, la un moment dat, un pic mai mari decât le aveau în vestul Europei. N-am fost lumea asta balcanoidă, tot timpul așa de mlăștinoși. Chiar am fost niște timp mândri cu avere. Da. Și o să-i rog să-mi dea averea unui obag și de-al naibii, chiar dacă o să sună iarăși unii la CNA, că iar vine German să spună că n-am fost proști Europei. Sunați. Publicitate. Am revenit. Haideți să vă arăt. Uite aici, asta e. Aș trimit-o către Guvernul României, și de stânga, și de dreapta. E o carte din 1935, Dicționar Enciclopedic Administrativ. La prima vedere, e o denumire fadă. Însă, dacă ar ști tovarășii miniștri câte date cuprinde cărțoiul ăsta, l-ar xerocopia sau l-ar reedita, ca să mai învețe din când în când ce înseamnă de la Camera Agricolă începând până la recensământ. Să ne gândim că noi nici n-am știut câți au fost la vot, că n-am fost tare să facem un recensământ. Și aici, dacă te uiți, este o, m-am uitat la întâmplare, o comună din Basarabia la care zicea are atâtea clădiri, are atâția gospodari și o comună de 3.000 de locuitori sau de 5.000 de locuitori avea în jur de 70 și aproape 80 de mici întreprinderi. Nu, gândiți-vă la satul vostru sau la orașele mici, unde mai găsiți 70-80 de întreprinderi. Întreprinderi fiind o cizmărie, începând de la o cizmărie până la o fabricuță de prăjituri, probabil. Și aici, o carte din 1912, scoasă în românește, la Șimleu Silvaniei, știi? Cultivarea și manualul vinului și vița de vie și dai să meargă în românește. Că toată lumea are impresia că până în 1918
nu existau români decât ca iobaj sau băgați în pește. Asta e o mare porcărie, ce se face astăzi. Și ca să și ajung la averea unui obag, rog pe Cristin în regie, dăm te rog averea unui obag, să o cumpărăm acum. Ia uite-le. Din numărul total al familiilor, asta este din 1742, Ținutul Hunedoarei. 24% poseda o avere mică. 24%, imens. Ceea ce denotă că flagelul sărăciei ajunsese un sfert din populație. Deci astăzi, în 2014, flagelul sărăciei la noi undeva la 40%. Atunci era 25%. Restul de 76 era reprezentat de familiile mijlocașe și bogate. Păi aveai clasă mijlocie. În medie, o familie de iobagi, că erau români sau unguri, deținea 4 boi, plug cu brăzdar de fier, 2 vaci, cai, oi, porci, capre, stupi. Ăsta era iobagul din Transilvania, care astăzi s-ar putea să fie, sau cu siguranță este, superior țăranului liber din România 2014, care nu are 4 boi, plug cu brăzdar de fier era echivalentul tractorului atunci, în 1642. Nu cred că are 2 vaci, cai, oi, porci, capre, stupi? Despre ce vorbim? Albine de înțeapă. Corect, nu ne place că am... Corect. Luăm de aia chinezească cu glucoză. Eu nu înțeleg de unde, în loc să-ți arate mândria de a putea trăi din pământ și să spună o astfel... Asta este conscripția orbarială a Ținutului Hunedoare, 1682. Sau 1642. Și zona... Pune-o în cartea de istorie, spune, bă, băiete, așa cum erau atunci, lumea chiar trăia ok. Că își mai dădea un în cap în politică sau voievozi între ei. Lumea era stabilă. 76% să ai clasă mijlocie. Ăsta e visul care nici în 2879 în România Democratică nu se va întâmpla. Că nu era o țară de hămesâți. Zona Hunedoare este o zonă în care ponderea populației românești era mult superioară populației germane, sau maghiare sau ce mai avem noi. Aduși slovaci și aduși de imperiu. Vedeți, astfel de chestii nu se bagă în manuale. Să-l înveți pe copilul ăla că pământul chiar e o sursă. Acum sună o sursă de bogățire. E o sursă de decență a traiului noastră, nu zic sursă de bogăție. V-am spus ce ar trebui să se întâmple cu copiii care astăzi sunt în sat și să vadă ce se întâmplă în comuna vecină sau chiar la ei în sat. Că se poate trăi. Și sunt fermieri care au ajuns de la o pornire. 10 oi, 3 porci la această dată să... Haideți să vorbim zeflemitor, cu jeep și cu supertractoare. Dar au lucrat și au fost oameni care au știut că lucrând și având grijă de ceea ce fac și cel mai important lucru, folosesc un cuvânt la modă, au manageriat ferma. S-au gândit, pun ce pot să vând, pun la ce am desfacere. Nu pun numai ce se punea înainte și o să vedem noi ce iese. E, aici se greșește. Nu înseamnă că voi cultiva totdeauna numai cartof. Trebuie să mă mai gândesc și la altceva. Uitați cei din zona Râșca. Au luat acum pe partea de monocultură cartof. În afară de problemele tehnologice și fitosanitare care apar și vor apărea și vor putea să aducă la niște pierderi foarte mari, nu s-au gândit deloc că exact în zona aia ar trebui să intre și cu fructe de pădure. Să înceapă și cu plantații de arbuști care să le aducă un venit. Merg numai pe cartof. Anul ăsta cartoful a fost din abundență. Anul trecut la fel. Uitați-vă prețul cartofului. 50 de bani la această dată în piață, sub un leu. Dacă mergem pe orice site și urmărim piața cartofului, în urmă cu 5-6 ani era 1,50 lei sau era 2 lei. Motorina poate că era 2 lei atunci, acum e 6 lei. Deci, nu se mai rentează, practic. Bă, dacă e o suprafață imensă. Și să lucrez mecanizat. Super mecanizat. Cu costuri foarte mici. Pentru că dacă mergi în continuare, numai, din păcate, țăranul român uită să-și cuantifice munca manuală, efortul personal. Niciodată nu și l-au cuantificat. Și atunci, da, este ieftin. Un cartof îl vând. Da, dar cât a lucrat pentru kilogramul deci de cartof? Câți cartofi să vinzi la 50 de bani kilo, să ai bani pentru un deci an? El atâta știe. Au venit copiii, au venit neamurile, toți m-au ajutat la săpat, la recoltat.
Ei, dar vine partea de vândut unde nu i-o mai ajuta neamurile. Că la neamuri le-au dat 2 saci de cartofi că i-au ajutat. La copii le-au dat 2 saci de cartofi că s-a lor și i-au ajutat. Și atunci au venit și unde îi mai vând. Nu ai cui să-i vinzi. Dar dacă el făcea cuantificată valoarea muncii și lucra mecanic, poate că la neamuri le vindea cartofi. Nu-l mai făcea cadou. Corect. Aici și o, și o nebunie, care a pornit din 90. Știți, cu legea 18. Bun, ai dat legea 18, că ți-ai dat înapoi pământul. Hai să zic, mă, nu-i dai tractor, nu-i dai nu știu ce utilaje. Tu când ai luat pământul țăranului în 47, tu nu ai luat numai pământul. I-ai luat și boii, i-ai luat și caii și ai băgat la salam, i-ai luat și grapa aia pe care o avea, și plugul. Și plug, dacă și avea un tractoraj fort și nu a apucat să-și îngroape în grădină, i-ai luat și ăla. Măcar atâta s-a făcut ca stat, să-ți asumi o vinovăție care îți aparține istoric, să zici, mă, nu mai pot repara istoria, că nu e un fel de carburator. Hai să încep, uite, acel credit agricol, țara merge cum merge, agricultura va fi întotdeauna zâna cea bună a României, chiar dacă e făcută cenușăreasă. Asta crește PIB-ul, dacă dă Dumnezeu soare, toată lumea dă pe ziarul financiar repede că a crescut PIB-ul cu 7% datorită agriculturii. Ori, hai măcar atât să fac creditele agricole, să le fac stabile și omul ăla să poată garanta cu producția. Pentru că degeaba ai mers, vin băncile și zic, vreau un credit să-mi cumpăr tractor. Ce aveți? 50 de hectare? Nu ne interesează. Păi, băiete, de acolo fac 1000 de tone de cucuruz sau 1000 de tone de sfeclă. Nu mă interesează. A, dacă vreau să-mi iau televizor, pot să-mi pun și salariul de 600 de lei, că iau credit imediat. Ori aici, statul trebuia să fie un bun moderator între instituția bancară și nevoile celui care îi prea speria de instituția bancară timp de deci un secol aproape. Eu nu vreau să intru în istoria post-decembristă. Noi am avut acele SMA-uri care unii dintre cei care se uită la noi știu că au trăit bine după ce AP-uri, chiar foarte bine. Ei, în momentul când a venit împărțirea terenului, SMA-urile n-au mai venit să spună, da, tractorul ăsta ai luat pe 5 boi care ți-am luat ție, hai să-ți dau 3 zile să lucrezi cu tractorul în cuantumul animalelor care ți-am luat. Este partea care a trecut, s-a uitat, nu mai discutăm de ea. Ați spus de PIB-ul României, producție mare, toată lumea fericită. Toată lumea, mai puțin fermierii. Fermierii mari. Pentru că mari, care avem și le spun eu adevărații fermieri, el vine și spune, ce fac? Nu mi-ajung banii. Dacă nu ajungi la un anumit nivel de producție, vezi că tu, de fapt, ai lucrat în pierdere. Pentru că prețul este foarte mic. Și te bați și cu piața externă și atunci zici, păi eu la anul ce mai fac? Pentru că el trebuie să plătească și aratul, și semănatul, și tratamentele. Aici și e rolul băncilor. Ei. Care se revine legat de rolul bursei agricole. Exact. Dar noi când avem supraproducție, fermierul nu simte bine. Fermierul român, care deja știe să facă producție, trăiește bine atunci când nu avem condiții meteo super favorabile. În anii normali. Pentru că atunci el vine cu producție, ăla mic nu are și poate ieși pe piață cu un preț care este convenabil asta pentru el. Asta intră economie, asta intră o istorie normală. Dar când 50 de ani l-ai învățat că nimic nu e a lui, deci ne putem bate joc de tot, dacă ești în fabrică, poți să mergi cu un transformator în buzunar acasă sau cu mână de cuie, că nu-i bai, e bun al întregului popor, deci poți să ne batem joc de întregul popor, poți să-și bate joc de bunul. Când a avut o astfel de istorie pe care statul român, cu sau fără voia lui, a făcut-o, cu trupe de la Moscova, fără trupe de la Moscova, cred că era ok să vină să își pună în fruntea lui oameni care pot să explice mecanismele economiei de piață. Pentru că noi, după decembrie 89, ne-am trezit cu niște părinți comuniști care ne-au trimis la studii în Occident. Bani de drum nu ne-au dat, nu ne-au dat nici niște cărți să învățăm și noi am ajuns acolo anii democrației, 7-8 ani, am fost cei care am dormit sub podurile și în gările Occidentului. Învățând economie de piață, nu la universități, ci cărând cu spatele pe la supermarketul dimineața pe la 6. Noi nu am avut cine să ne dea o anumită cultură a economiei de piață, în care să ne învețe că, uite, în cultura de piață există obligații, există responsabilități, există și drepturi, dar există și parteneri care îți reglează
hai să zicem, electrocardiograma aia spurcată a crizelor. Adică, ai bursa agricolă, tu nu știi să o reînființezi, pentru că eu, statul român, ți-am desființat-o și ți-am făcut-o praf în 47, 48, 50. Dar eu aduc oameni din Occident care pot să reînființeze. Ai făcut insulina, insulina avea la un moment dat 40.000 de locuitori. Astăzi are 5.000 de locuitori. Dacă mergi în cimitirul din Sulina, e o nebunie, e un spectacol acolo. Urât să spun cimitir, spectacol, să alătur cuvintele. Dar jumătate din crucile alea sunt scrise în limbile engleză, franceză, germană. Acolo era mușuroiul de interese agricole ale Europei. Și noi am uitat, am lăsat ea, dacă fac un borș de pește cu apă din Dunăre și cu un pește șmecherit la plasă, sunt fericiți că o mânca și mâine. Nu se poate asta. Deci tu ca stat ai niște obligații față de proprii cetățeni pe care îi îndobitoci 50 de ani. Da, dar a spune lucrurilor la un moment dat, haideți să facem așa, nu știu dacă aduc voturi. Nu mă interesează votul. Eu l-aștept pe ăla care vine la 7 seara, cum ieșea Băse la 6 jumate, să vină unul, să ia acela la 6 jumate, să spună, băieți, eu sunt ăla pe care toți îl veți urâi. Pentru că voi face ce trebuie, nu ceea ce vreți. Sau ceea ce mi-ar place. Nu fac pentru votul nimic. Nu de mâine. Asta, 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 asta. Am 4 ani de mandat în care, la revedere, numai să nu mă scuipați pe stradă. Și vă dau un exemplu care a reușit. Balcerovitz. În 16 decembrie 89 a venit la televizor. Dragă popor polonez, de la 1 ianuarie 90, trecem de la comunism la capitalism. 2 ani de zile l-au urât polonezii. Amintiți-vă că umblau sindicatele cu funie și cu săpun după el. Da. L-au spurcat 10 ani și acum îi se ridică statui. De ce? A făcut omul ceea ce știa că trebuie făcut. Nu l-au interesat voturile, a zis ok, mă sacrific acum pe mine un timp și dacă poporul ăsta va vedea că trăiește bine, o să încet, încet, nu o să mă mai scuipe, nu o să mai scuipe pe urmele mele. Și astăzi este cel mai respectat om din Polonia. Puteai să faci la fel și tu, XYZ, romanii și 60. Da, dar noi în anii 90 am venit repede, am dat înapoi toate părțile sociale, am dat bani pentru și ne-am trezit că putem trăi și s-o trăi vreun an de zile când n-am lucrat, că tot primeam bani. Și pensionari la 45 de ani. Și acum plătim. Acum plătim banii aia. Și din păcate se pare că generația nouă va mai plăti. Pentru că ne are pe noi în față, care suntem un pic de balast și gândim mai greu. Sau nu vrem să gândim câteodată. Că nu dă bine. Până când nu rupți foame. Mă gândesc cum ar arăta o grevă a țăranului român. Mă, băieți, de astăzi nu mai căpălesc. Am în hambar încă 15 tone de grâu, 17 tone de cucuruz, mai am încă 15 porci, eu de astăzi nu mai căpălesc. Luați-vă, dragi buddy, porci numai din Polonia și din Ungaria, cartofi numai din Chile și roșii, dacă puteți, nu din Israel și Turcia. Din Japonia, de la Fukuyama să vă luați. Da, dar vedeți că deja este această clasă de fermieri de mijloc care a intrat în credite, care vrea să facă ceva pentru casa lui, pentru familia lui și ăsta nu-și mai permite să oprească. Pentru că nu mai poate să oprească. Și el va merge înainte și ei fac. Da, dar fac cu eforturi mari. Uitându-se în spate, de frica statului. L-am văzut într-o zi pe Porumboi, era pe ProTV. Deci am încercat să culeg via, mi-am pus vie, am cules-o cu moroșenii, pentru că în vazul lui n-am mai găsit zilieri. Da. Și asta ce zilierul ăla nici măcar, vazluia, nu ăla, nici măcar nu mai poți să-l dai de pereți. El nu-i putoare, el a fost învățat să fie putoare. Să spui că aduci din Maramureș oameni care să-ți culeagă via în vazlui. Mie mi s-a părut știrea știrilor. Și am zis, bă, băiete, aici e vinovat statul. Pentru că întotdeauna ne-a învățat că nu e nicio problemă dacă nu muncești, las că îți dă statul bani. Dacă însă muncești, vine statul și ia 7 piei de pe tine. Ori încurajează un pic, sau descurajează nemunca. Arată ăluia că nu poate fi asistat social fără să presteze ceva pentru societate. Dacă într-adevăr are 2 mâini, 2 urechi, 2 ochi, 2 picioare și sănătos. Dar exemplul ăsta nu, pentru mine nu este ceva de știre. În sud, în zona Bărăganului, maramureșenii și oșenii au lucrat totdeauna în agricultură acolo, pentru că acolo ei nu aveau nevoie de acordul global care fugeau cei din Transilvania, că 30% dacă lucrezi tu pământul manual, primești și ții te uraj la îngreșat.
Acolo nu-i renta. Rămânea după combina. Nu aveau ce face cu porumbul, pentru că trebuia să crească animale. Și atunci veneau cei din Maramureș, din Oaș, lucrau și încărcau vagoane și trimiteau în nord. Și sfătuitorii regimului au venit și au zis, păi nu le mai dăm acord global, îi plătim în bani pentru ziua muncă. Da, celui de acolo i-a convenit, pentru că el oricum avea porumbul. Celui din Transilvania nu i-a mai convenit, pentru că el făcea bani, nu din bani care îi dădea CAP-ul pe zi muncă, făcea bani din porc care, sau vițel pe care îl vindea la Oraca, îl dădea la achiziții. El de acolo scotea bani, din achizițiile de animale, din achiziția de lapte. Noi aici am pierdut încă o dată și se pare că am perpetuat aceasta. Dar de ce suntem așa de îndemânați și să pierdem? Știu că exact în timpul în care făceau ăștia praf complexul ăla de poști de lângă Timișoara, se construia la 100 de kilometri lângă Seged. Nu ne-am gândit, oare aia de ce, ungurii de ce construiesc complexul ăla de porci? Sunt proști? Noi vorbim, suntem mai deștepți. Noi vorbim numai la de la Timișoara, dar am avut unul la fel de mare la Giurgiu, unde furajele erau tot la fel de aproape ca cele din Banat pentru Timișoara. Pentru și l-am distrus și pe ăla. Bă, ăla nici nu a apucat să intre în plin. De ce? N-avem... Ce ne lipsește? Cred că nu vroiam să mâncăm carne de porc ieftină. S-au picat piața rusească și pe piața românească am zis că nu e necesar. Mai bine aducem. Dar eu mă gândesc deodată că eu tot aud sintagmele astea, sta mafios, sta nu știu de care. Dar îmi dau seama că dacă ei l-a purecat, stilul în care se aduc, dacă iese baba nu știu de unde și cu 3 legături de mărar și cu 14 legături de morcov, sare rapid fiscul pe ea. Bă, dacă vine ăla cu 10.000 de vagoane de roșii din Turcia, îl găsești după ani și ani, prima dată îl găsești la sponsorul partidelor mari, și după îl găsești la mafia tot felul de tip care au venit în Orient, foarte șmecheri la negocieri, și care pur și simplu inundă piața cu lucruri care sunt interese și la ei în țară. Să-l văd eu pe occidentalul care mănâncă roșie din Turcia, din care cur nitriții așa în el. Nu se explodează paharul. Că în urmă cu ani de zile, de undeva 10-15 ani, eram încântați că vedem pui foarte mari, pulpe de pui aduse din rezerva NATO sau de nu știu pe unde. Din insulele Bahia am arătat odată. Insulele Bahia am arătat la televizor. În perioada aia noi am distrus fermele avicole. E, acum am început. Reînceput cu ferme avicole și mă bucur că sunt câteva care ne dau în sfârșit să mâncăm pui mai aproape de noi. Și vedeți că se cumpără deja puiul refrigerat, nu se mai cumpără pui congelat. Și asta este totuși un mare pas înainte. Dar o trebuie să ne batem joc de ce am avut. Și cineva să facă foarte mulți bani în perioada aia, aducând pe bani mărunți și vânzând la prețuri de concurențiale, de dumping cu ferma din, nu mai spun de ăsta, că se zice, facem concurență neloială pentru alții. Dar, din păcate, atunci i-am distrus. Acum venim cu fonduri europene, băgăm bani pe care să refacem ce am avut. Tot noi îi plătim să refacem ce am avut. Și avem deja ferme și mă bucur că avem. Dar sunt mici, sunt puține. Se mișcă. Am mers în Sardinia, am stat 10 zile. Ai o insulă pe care, în afară de capre și de măslini și turiști aproape în pielea goală, n-am văzut nimic. Și bere, multă bere, că era cald. Și la un moment dat am mers cu delegația asta din Parlamentul European la un CAP. Am văzut eu că scria CAP acolo, m-am gândit că e chiar CAP. De fapt era Cooperativa Agricolă de Producție. Cooperativa Agricolă de Producție. Era un CAP, exact cum erau CAP-urile la noi, numai că nu erau ale statului, erau ale privatului. 10-15 oameni care au avut, tu ai 10 hectare, eu am 15, ăla are 20, ăla are 14 porci, ăla are 15 capre, eu am 12 măslini în curte și au făcut o cooperativă agricolă. Dar de ce? Pentru că nu puteau asigura necesarul de marfă pentru micile exporturi pe care le făceau în Catalunia, la Barcelona.
Și atunci, ca să poată să dea 100 de kg de măsline pe minut, de ulei de măsline și nu 10, fiecare a pus mână de la mână și a făcut. Era CAP. Și mă gândeam, bă, acum dacă zic și eu de CAP, o răsesc ăștia că-s comunist. Eu care am și refuzat să fiu membru de Partid Comunist. Dacă îmi vezi că acolo merg, că formele astea de asociere le vezi și în Olanda, le vezi și în Franța, le vezi și în Italia, le vezi peste tot. Numai la noi nu. Frica aia românului, hămeseala aia să n-aibă și vecinul, deja spui întrebări și nu-ți pică bine. Ai distrus tot ce ai avut. Irigațiile le-ai dat praf. 20 de miliarde de euro costă să refacem irigațiile. Păi nu o să avem niciodată banii ăștia. Apropo de CAP-uri, de mulți ani fac apologia CAP-ului. Eu am lucrat în CAP, știu ce probleme au fost, știu ce însemna CAP-ul respectiv. Dar vin și spun, forma asociativă. Avem în județul Cluj pornit, greu, am discutat cu fermierii, i-am rugat, bineînțeles, dacă nu vreau, ei nu făceau nici astăzi. Și au venit și au făcut primul CAP, cooperativă de producție, pentru vacile cu lapte. Nu înseamnă că au toate vacile într-un grajd și merge un cetățean care le muce. Nu. Ei au fiecare ferma lui. Dar au reușit să vină și să negocieze cu fabricile un preț net superior decât a altui fermier care nu este intrat în forma asociativă. Și ăsta este un lucru foarte mare. Au făcut deja un pas și mai mare în față și sper să le dea Dumnezeu putere și noroc să iasă pe piață. Au redeschis fabrica de la Năsal. Celebra benză de Năsal. Pe efortul lor. Poate că la început va fi greu pentru ei. Dar cred că, ținând cont de ambițiile care le au, să răzbească, pentru că noi vorbim de produse tradiționale. Îi rog pe toți telespectatorii dumneavoastră, când vor vedea brânza de Năsal, să se gândească că nu este brânza de Năsal produsă de un multinațional, este brânza de Năsal produsă de o cooperativă agricolă a țăranilor, care au laptele conform cerințelor UE și este numai laptele din cooperativă procesat în această fabrică. Sper să ajungem să zicem, da, avem o brânză de Năsal și este brânză cu mucegaiuri. Și acum avem de Topoloveni. Sunt câteva branduri de astea pe care chiar te poți sprijini când vine ăla și vrea să vadă ceva specific în țara ta. Nu poți să-i dai. Mă duc, ce bine ai venit în România, să dau niște spaghetii. Că eu știu să fac spaghetii, că am lucrat în Italia ca la spaghetărie. Nu, deci avem, dar trebuie să le ducem. Și cred că putem. Le-am ducem, Musai, să încheiem în nota asta optimistă. Apoi după aia și mâncăm spaghetii tradiționala mâncare românească, spaghetii și pizza. Și sper să fie cum ziceți dumneavoastră. Sper ca eu să fiu gura spurcată aia care nu se împlinește niciodată. Și eu chiar sper chestia asta, că mie chiar îmi place pita de țară și cu brânza de la țară. Și mă gândiți-vă că pe mână am ceapă de pericei. Deci, mie îmi pare rău că nu aveți de turda. De turda nu mai vorbim este. Altă dată. Vorbim altă dată. V-am pupat, si o pană, vedem sâmbătă viitoare. V-am pupilizat.